14 echipe de mini-fotbal de pe ambele maluri ale Nistrului au jucat la Râbnița pentru Cupa Orașului și a Raionului. Clubul Școlii Sportive din Râbnița va găzdui până la finele lunii februarie 6 echipe raionale și 8 orășenești, cum sunt echipe din satele raionului, de la uzina metalurgică și fabrica de ciment din Râbnița, echipa absolvenților clubului, dar și fotbaliști din Rezina. Участвую команды металлургического завода, цементного комбината, воинская часть и просто команды любительские, которые просто собираются поиграть в футбол. В прошлом году и в этом году ожидается участие даже команды из Резины. Соревнования будут проходить в течение всего февраля. Финал планируется в конце февраля. Команды поделены на две подгруппы. Игры в группах по круговой системе и дальнейшие уже в полуфиналы и финал. În primele meciuri ale campionatului orașului și raionului Râbnița la mini-fotbal, echipa din Voroncovo a remizat cu echipa din Popenchi un scor de 5-5, dar a cedat în meciul cu veteranii, scor 1-12. Jucătorii din satul Crasnincoie au bătut echipa din satul Mocra cu 4-2, însă în fața echipei din Popenchi au suferit înfrângere cu un scor de 4-7. Cu 4-2 s-a încheiat meciul dintre Pobeda și Verșigara. Absolvenții clubului Școlii Sportive din Râbnița i-au bătut pe jucătorii de la Autored cu un scor de 14-1. Iar jucătorii din Rezina au învins echipa Școlii Sportive pentru Copii și Tineri din Râbnița cu scorul 3-2. Suntem băieți de la Rezina, practicăm ca amatori fotbalul. Băieții sunt bravi, se antrenează aici de mult timp. Cu regret, de raionul nostru Rezina, nu avem așa sele sportive, nu organizăm competiții de mini-fotbal în raionul Rezina, după cum știu, dar tindem, poate cumva, pe viitor, dacă nu noi, copiii noștri or avea parte de o sală sportivă, de un mic teren de fotbal, care ar putea să facem așa turneuri și în Rezina. Игра была тяжелая, мы только учимся. У нас еще многое все впереди. Соперник был более мастеровитый, более опытнее нас, постарше. Но мы как бы не боялись ничего, просто немножко нам не хватило точных действий, ударов в матче. Campionatul orașului și al raionului Râbnița la mini-fotbal se desfășoară în fiecare an și este deschis pentru toți doritorii. Jucătorii din Rezina participă la competiții pentru al doilea an consecutiv. Învingătorii celor două semifinale se vor întâlni în finală la sfârșitul lunii februarie. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița pentru Elita TV.